Bun găsit, Andreea! După ce a fost pus în dezbatere publică pe data de 14 februarie, proiectul privind structura anului școlar 2023-2024 a fost aprobat. Și în viitorul an școlar, la fel ca și în actualul, vor exista 5 module de învățare despărțite de vacanțe. Cursurile se vor derula pe o perioadă de 36 de săptămâni. Acestea încep pe data de 11 septembrie 2023 și se termină pe 21 iunie 2024. Vacanța de primăvară va avea doar o săptămână și nu va cuprinde nici Paștele Catolic și nici Paștele Ortodox. Singura modificare apărută vizează desfășurarea programului național Școala Altfel și a programului Săptămâna Verde, care se pot derula până pe data de 26 aprilie 2024.